Operatorii economici de la malul mării au intrat încă o dată în atenția autorităților locale. Primăria Constanța vrea să impună noi măsuri pentru cafenelele și restaurantele din municipiu printr-un regulament care vizează organizarea și desfășurarea activităților de comerț. Venim cu un regulament și îl promovăm cât putem de mult ca să se înțeleagă că avem o piață liberă, o competiție între agenții economici, dar ea se desfășoară după aceleași reguli pentru toți. Dacă proiectul va fi aprobat în zonele exclusiv pietonale, suprafața terasei poate fi delimitată cu vegetație crescută de până la 1,5 metri în perioada 1 aprilie-31 octombrie, niciun caz cu folie transparentă. Mai mult, amplasarea de copertine se va putea face numai pe baza autorizației de construire emise de Primăria Constanța. Noile măsuri vin după ce echipele Primăriei Constanța au făcut mai multe controle la sfârșitul anului trecut și au constatat nenumărate nereguli. Proprietarii au fost somați și s-au conformat, astfel că și-au demolat părți întregi din terasele extinse ilegal pe domeniul public. Erau mărite spațiile respective datorită faptului că trebuia să lași spațiu și între mese. Lumea era indignată de ce sunt terasele așa răspândite. De la începutul pandemiei n-au mai fost la fel. Noile reguli atârnă greu pentru afacerile de la malul mării, care sunt oricum compromise aproape în totalitate din cauza pandemiei. Mulți dintre patroni prevăd falimentul, după ce și autoritățile vin cu noi reguli independente de situația de la nivelul mondial. Ne-a afectat foarte tare, cred că pe toți colegii din Horeca i-a afectat lucrul ăsta, mai ales că, din păcate, weekendul acesta nici vremea nu a ținut cu noi, a fost foarte frig, a și plouat. Ce să vă zic, undeva la 30% și poate că sunt chiar îngăduitoare cu 30%. Membrii asociației Resto sunt contrariați de măsurile pe care autoritățile locale le iau în cazul antreprenorilor de pe litoral. S-au mobilizat și trimit amendamente direct pe masa primăriei. Spun că nu-și pot lăsa afacerile să se prăbușească sub ochii lor. Colectăm în continuare astăzi și mâine toate propunerile de la comisiile noastre, Comisia de Restaurante, Comisia de Cafenele, Comisia de Baruri și Beach Baruri, Comisia Saloanelor de Evenimente și Cluburi. Și avem deja mai multe nemulțumiri și propuneri, desigur, de modificare a prevederilor acestui regulament. Maria Constanța, sunt mai multe propuneri legate de condiții pe care trebuie să le respecte terasele pe domeniul public și multe alte propuneri legate de cerințele de urbanism. Pe toate acestea le vom totaliza și transmite către primărie și le vom susține în dezbaterea publică de pe 16 aprilie. Propunerile și sugestiile pentru modificarea acestui regulament pot fi trimise de operatorii economici din Constanța și stațiunea Mamaia până pe data de 9 aprilie. Proiectul va fi supus dezbaterii publice pe 16 aprilie și ulterior va fi votat de consilierii municipali.